ziua, mă numesc Codiu Bogdan și particip la concursul Festival Cultură și Tradiție în Murmur de Bălinde. Mă aflu în Poiana Mărului, Brașov, o zonă plină de tradiții și fel de fel, însă eu o să vă prezint, o să vă spun doar unul dintre acestea, un obicei strămoșesc de Crăciun. Înaintea ajunului Crăciunului, băieții, feciorii din sat, se împart în două cete, urmând ca în seara ajunului Crăciunului, să pornească la colindat, la porțile fetelor din sat, fetelor de măritat. În a doua zi de Crăciun, băieții și fetele pornesc pe biserică pentru Sfânta Liturghie, unde se va cânta și colindul tradițional zonei, Colosus, mai sus. După toate acestea, băieții și fetele coboară de la biserică și se îndreaptă spre centrul comunei, unde vor începe să joace dansuri tradiționale zonei. Care a participat în anii anteriori la acest obicei și știe mult mai bine ce înseamnă. Vă rog să-mi spuneți de câți ani se face acest obicei. Acest obicei se face de mult timp. De când eram eu copilă, mică, de la vârsta care, de-a mea, eu știu acest obicei, să scotea fetele la joc, era scosul fetele la joc, de exemplu, să putea două cete. Era ceata mare, de bătată mare și bătată mic. Aceasta se alegea prin, în ziua de Sfântul Nicolae, sau de noapte feciorii din sat și se băta, prin bătată. Și alegea bătată mare, bătată mic. Și bătată mare trebuia să aibă și el o fată care trebuia să o scoată la joc, bătată mic la fel. Ele se numeau Regina Mare, Regina Mică. În seara, din seara de ajun, de Crăciun, mergeau la colindat. Bătacul mare cu ceata lui și bătacul mic cu ceata lui, mergeau sus pe deal, acolo, întâi, prima în seara de ajun. În seara de Crăciun, de exemplu, cum e seara de asta, în seara de Crăciun, se unesc cetele și merg în centrul satului, cu toții. Și merg la fetele de măritate și la fetele care le scot în ajun. Cumpre și, pe urmă, și la rude, cine mai primește, cine mai la rude. Și însă a doua zi de anul nou, merg la biserică, după ce termină slujba în timpul ciuiecul, după ce se termină slujba, vin la colinda la biserică și colinda la biserică. Acolo sus mai sus, care e colinda cu nostru tradițional, de la Poiana Mărului, da. Pe urmă, după ce se face un rând de joc tradițional de la Poiana Mărului, și pe urmă merg la Căminul Cultural, pe care urmează balul bătafilor, așa se numește. Și acolo merge foarte mult tineretul, de toate părțile, de băieți, și dau un chef acolo, cu mâncare, cu băutură adusă de ei, care e cea bună. La fetele care merg la colindat, e dău. O coalică, o cuică, un cozonac, un cârnat, un cartaboș și face acolo un meniu și mănâncă ei acolo la cărnă și tantul populare până dimineața, până să termină. Prin urmare, aceste obiceiuri sunt foarte importante pentru cultura și tradiția, cât și pentru frumusețea satului.